Și Bogdan Stancu, stâncareu, centrare, care vine spre Surdu. Balon respins la Bănel Nicoliță. Un șut al lui Bănel Nicoliță. Respins de Buhta. Steaua rămâne periculoasă prin Sechei. Încă o centrare. Din nou Bănel Nicoliță. Golul campionatului, prieteni, aici la Mediac. O execuție cum n-am văzut decât în filme la Bănel Nicoliță. E, să știi că au mai fost filme de-astea și cu Poli Timișoara în cazul lui Bănel Nicoliță. Acum 3 ani reeditează acea peliculă Golazzo de Nicoliță la media și este 3-2 pentru Steaua. Execuție de generic a mijlocașului stelist. A așteptat 28 de etape acest gol, dar când a venit a fost gol, nu glumă. Așa este. Ce execuție, incredibil. Un fotbalist pe care se spune că nu este tehnic. Înseamnă că a greșit, nu a lovit greșit mingea. N-am văzut de mult așa ceva. A lovit-o perfect. O biomecanică perfectă la această execuție, foarfecă din lateral, fără teama de a fi lovit de adversarul direct, de Nohai. Și trebuie să înțeleagă toți antrenorii care îl vor mai pregăti pe Nicoliță că acest băiat este un băiat de moral. Dacă...